Dacă vă mai amintiți, atunci când vorbeam despre Google Home, v-am menționat la un moment dat și dacă nu vă amintiți, aveți aici în carte. Uitați-vă la clipul ăsta mai întâi și după aceea reveniți. Ați văzut? Bun. Am menționat că o să vorbim despre alte chestii care să facă apartamentul, casa smart și să-l poți controla de la distanță și să fie și ieftin în același timp. Azi avem o priză, un ștecher inteligent care funcționează atât cu Amazon Alexa cât și cu Google Home și poate fi controlat de pe telefon. Cât de tare e asta? Hai să vedem cum funcționează, cât de rapid este, care sunt avantajele și mai înainte să vedem ce are pe cutie. Aparent da, poate fi folosit cu Amazon și cu Google Home, deci avem control de la distanță, putem folosi telefonul pentru a controla priza de la distanță, putem monitoriza câți wați consumă o anumită sursă din casă, putem programa să se închidă sau să se deschidă la anumite ore. Până acum sună super bine, super bine. O priză poate fi controlată de mai multe telefoane și un telefon poate controla mai multe prize. Deci să ai un grup de chestii de astea în casă te poate ajuta pe termen lung. Salvezi energie, ușor de întreținut, control de la distanță. Hai să vedem cum e înăuntru. Atât. E un ștecher. E atât. Îl pui în priză și își face treaba. Văd că avem și un buton de on-off. Chiar sunt curios cum funcționează. Hai să vedem ce mai avem în cutie. Avem și un manual de instrucțiuni. Cine folosește un manual de instrucțiuni? Bun, avem un ștecher simplu, un alt ștecher pe care îl băgăm în priză, și un buton. Iar pe spate avem un cod QR. Hai să-l scanăm. Avem apare în versiune și pentru iOS și pentru Android. Hai să vedem ce aplicație ne dă sau cum funcționează. Apare ne pune să descărcăm o aplicație care se numește SeaTime Smart. Între timp ce se descarcă aplicația, hai să conectăm la o priză. Aparent se aprinde un LED albastru în jurul butonului de power, ceea ce cere, deci efectiv butonul cere să-l apăs. Ok, s-a aprins și un LED roșu, se descărcă și aplicația, open. Oh, ne punem să facem un cont, facem un cont rapid. Da, ok, vrea să ne folosească locația. Smart Home Device. Bun, și ce avem noi aici este un smart plug. Trebuie să punem parola de Wi-Fi, că aparent se conectează la Wi-Fi. Ceea ce este foarte interesant. Ne cere să vedem dacă indicatorul albastru face flash-uri și da, succes, perfect. Și în momentul de față avem o priză și o putem controla de la distanță. Ok, ca să vedem într-adevăr dacă priza poate fi controlată sau nu din aplicație, o să aduc în momentul de față ceva ce băgăm în priză de obicei, nu? Ok, am adus un wireless charger. Îl băgăm în priză normală și funcționează. Îl băgăm în priză smart și aparent se aprinde. Asta înseamnă că curentul ajunge în ăla, dar poate fi oprită? Și dacă apăs pe power off, mai merge! Putem face anumiți timer să se închidă sau să se deschidă la anumite ore. Poate fi controlată în foarte multe moduri, dar acum cel mai curios sunt eu. Dacă poate fi folosită cu Google Home pe care vi l-am prezentat data trecută. Din nou, găsiți aici. Și acum să vedem dacă acest smart plug, dacă această priză, ștecher, mă rog, se poate conecta la Google Home, pentru că asta mă interesează cel mai mult, dacă pot controla vocal priza asta în casă. Apăsăm pe Add, Setup Device, Have Something Already Set Up, căutăm pentru SeaTime. Ok, trebuie să mă conectez cu contul pe care tocmai l-am făcut. Ho! Perfect! Deci după ce m-am conectat, a făcut legătura cumva, el m-a trimis la server, m-am logat, m-am așa și mi-a găsit smart plug-ul. Îl adăugăm la contul nostru, Office, Next, ok, și l-a adăugat deja, avem două device-uri. În momentul de față este deschis și l-a recunoscut că e deschis. O să-i dăm un nume mai diferit. Studio Source. Ok, acum oare pot folosi Google ca să deschid priza? Hai să vedem. Hey Google, turn on the Studio Source. You got it, turn the Studio Source on. Wow, 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 super tare, super tare. O chestie atât de simplă și îți poate face viața mult, mult mai simplă, așa cum priza. Bun, cam ăsta e episodul, dragilor. E o chestie mică, simplă, dar merită și ea un birou, nu? Pentru că se apropie sfârșitul video. Așa că ne vedem data viitoare. Pa!